Bună seara, în timp ce marii lideri politici ai PP din Europa s-au strâns la Sibiu să discute lucruri, o să vedem și de ce s-au întâlnit și ce înseamnă acest lucru. La Iași, PSD-știi au strâns câteva zeci de mii de oameni potrivit unor site-uri, potrivit altora prea puțin, nu contează, ne certăm. PSD a strâns la Iași o grămadă de oameni pentru un meeting electoral care se vrea o alternativă sau cel puțin o replică la ceea ce se întâmplă la Sibiu. Uitându-ne așa la imagini, nu mi se pare că sunt puțini, e clar că s-a strâns toată Moldova și acolo s-au dat o grămadă de mesaje interesante. Meetingul PSD de la Iași din ziua summitului are clar un soi de simbol de declarație de intenție. Dragnea a făcut o baie de mulțime, la un moment dat spune dumnealui discursul său, acesta este un partid mare și asta este o demonstrație acestui lucru. Nu este un partid pe care derbedeii să-l poată pune jos, să-l poată distruge. Sunt doar o mână de derbedei plătiți bine. Vedeți aceste imagini? În spate l-avem pe Codrin Ștefănescu, oameni îmbrăcați în costume populare. Este ceva mișcare acolo, dar asta nu se pupă cu ce o să vă arătăm mai târziu, în curând în emisiune, cu vizita premierului Dăncilă la Cluj-Napoca, care a fost un fiasco total și o să vă arătăm de ce. Nu trebuie să-i pupăm în cur pe PSD, nu trebuie să-i nici lăudăm, trebuie să arătăm realitatea, tot ce se întâmplă. Dumneavoastră veți decide ce trebuie să votați, dar ăsta a fost un meeting mare și este un meeting mare. Nimeni nu credea că o să fie atâția suflete acolo, Victor Lungu. Dar nu, că... Deci nu așa se pune problema. Dar cum se pune problema? La modul de în care cu o zi înainte și cu două zile înainte s-au mobilizat pe Facebook toți cei care sunt împotriva PSD în Moldova, mă așteptam ca acolo să fie un boicot total, ca să spun așa. Deci să văd mulțimea echivalentă mulțimii PSD pe undeva, prin zonă. Așa. Ori n-am văzut-o, sau n-o văd, sau o vom vedea. N-am văzut incidente, n-am auzit de incidente încă. Vorba unui prieten de-a meu la Iași, unui om i s-a făcut bine, unui om i s-a făcut rău, amândoi sunt împreună bine. Doamne ajută. Statistic. Trebuie să vă zic că astăzi aniversăm 3 ani de când suntem luminați și ajutați în viață de prezența domnului Victor Lungu, ca redactor șef la Ziar de Cluj. Îți mulțumim că ești alături de noi de atâta timp și sperăm să te avem cât mai mult în echipa noastră. Dați o poză cu el. Cui rezist? Da, cui rezist? Rezist tu? Eu sunt rezist. Dar eu îți mulțumesc ca și coleg că... Da, eu îți mulțumesc tot ca și coleg că putem lucra. Deci nu cred că se aștepta lumea ca noi doi să ne putem potrivi. Că mai ales că suntem vorba doi aia... zăbăuci bătuți în cap amândoi. Vorba aia, ești foarte în vârstă, adică se pare că te-ai deci născut undeva avatar... în secolul trecut, înainte de secolul trecut. Dar în secolul trecut și este chiar un pic, numai un pic sărit de jumătate. Deci nu ai problema. Faptul că eu sunt mai în vârstă e un avantaj pentru tine că o să stau mai mult împăiat în geam. Iar la Sibiu a fost dezmăț, dragii mei. Băi, da, un dezmăț de mișto. Același dezmăț. Asta vreau să spun și n-am mai apucat, pentru că baia de mulțime a lui Dragnea vine în contrapartidă cu baia de mulțime a liderilor europeni. Ai văzut amândouă marile puteri ale Parlamentului European, PPE și Partidul și Socialiștii Europeni. Amândouă partidele au ignorat existența PSD la guvernare. Dar nu numai existența PSD la guvernare, ci existența PSD la președinția Consiliului Europei. Da, e adevărat. Ce vreau să vă spun despre ce s-a întâmplat astăzi la Sibiu este că, dintr-un punct de vedere, dintr-o altă parte a locației noastre, s-ar putea vedea ca o mare desfășurare de forțe, de forțe de dreapta, care au venit la Sibiu. Numai trebuie să vedeți, pentru că noi vrem să vă învățăm să nu fiți proști. Asta vrem. Atâta tot. Nu că am dat lecții. Nu că... Trebuie să vă schimbăm unghiurile de camerelor de luat vederi. Și să vedeți că astăzi, la Sibiu, s-au întâlnit niște lideri ai drepte europene, care, cred eu, cum am scris și în burtieră, își cântă cântecul de lebădă. Pentru că PP nu va mai avea, arată toate datele, ne putem înșela, bineînțeles, o să vedem în 26 mai, nu va mai avea majoritatea în Parlamentul European, nu va mai fi principala forță de
guvernarea Europei. Din contră, se pare că se întâmplă foarte multe lucruri în acest moment, multe negocieri, multe chestii și toți așteaptă cu sufletul la gură acest lucru. Haideți să vedem câteva imagini de la Sibiu, să înțelegeți că și dacă doamna Merkel a venit și domnul Tsipras a venit și Manfred Weber a venit și au venit toți și Rareș Bogdan a venit, ce să-ți povestesc? Mare lucru, oricum, un clujan acolo să dea mâna cu Manfred, să vină comitetul de primire, este important pentru România, dar acești oameni nu reprezintă o chestie mega oficială interstatală, reprezintă un act politic. Atât. Campanie electorală. Corect. Liderii Uniunii Europene au adoptat astăzi declarația de la Sibiu. Documentul conține 10 angajamente față de cetățenii europeni. Vom apăra o singură Europa, de la est la vest și de la nord la sud. Vom rămâne uniți la bine și la greu. Vom căuta întotdeauna soluții comune. Vom continua să protejăm modul nostru de viață, democrația și statul de drept. Vom obține rezultate acolo unde contează cel mai mult. Vom respecta întotdeauna principiul echității. Ne vom înzestra cu mijloacele potrivite ambițiilor pe care le avem. Vom proteja viitorul următoarelor generații de europeni. Ne vom proteja cetățenii. Europa va fi un lider mondial responsabil, se arată în declarație. Documentul a fost adoptat la summitul de la Sibiu chiar de ziua Europei. Liderii europeni au precizat că discuțiile de la Sibiu vizează agenda strategică a Uniunii Europene. Je suis extrêmement heureux que nous nous retrouvions aujourd'hui en cette journée de l'Europe, ce 9 mai tous ensemble à 27 à Sibiu. Et ce que aujourd'hui nous venons faire, c'est parler de l'Europe, d'avenir, de projets communs. Plus de 400 millions de citoyens européens auront à choisir, avec une alternative très claire. Est-ce qu'on veut construire ensemble encore, même différemment, en améliorant les choses, ou est-ce qu'on veut déconstruire ou détruire l'Europe et revenir au nationalisme? Oficialii europeni au făcut și o baie de mulțime în Piața Mare. Momentul a avut loc imediat după fotografia de grup. Așa dacă aș fi din serviciile secrete sau șef acolo cu organizarea, zice bravo, 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 ați organizat bine. Doamna Merkel n-a fost deranjată de nimeni, domnul Macron n-a fost deranjat, domnul Tsipras n-a fost deranjat, a fost bine. Ce n-a fost bine în toate discuțiile astea e că nimeni nu s-a referit la ceea ce ni se întâmplă nou așa în planul nostru de rahat național. Când vorbim așa despre o declarație de intenție comună și când spunem că vrem să susținem în continuare statul de drept, trebuie să-mi explice și domnul Macron și doamna Angela Merkel și cine vreți noastră, Tsipras, premierul Greciei, de ce în țara mea se întâmplă atâtea achitări la dosarele anticorupție ale DNA? De ce în țara mea se întâmplă atâtea șmecherii de genul portocală? Sau de ce în țara mea cei pe care credeam infractori scapă pur și simplu râzându-ne nas? Cum vezi tu ce s-a întâmplat la Sibiu? Și cei pe care îi credeam foarte curați îi descoperim acum cu probleme, nu? Că da. Noi astăzi... Dintr-o dată. Avem o anversare de situație, nu, ceea ce îl privește pe Traian Băsescu. O să discutăm despre ceva șocant despre Traian Băsescu. Fiți pregătiți că o să facem niște dezvoltiri interesante. Așa, și revenind la acești mari lideri europeni, Tsipras, primul lucru pe care l-a făcut coborând, descinzând în piață, a criticat construcția europeană. Da. Și a vorbit, așa cum știm noi că el știe să vorbească, încă de acum 5 ani când era aproape să dea foc Europei, nu? Pentru datorii. Este a șasea oară când Grecia, în multimilenara ei existență, scapă de datoriile externe într-un mod absolut glorios, da? Ștergându-i se. E foarte frumos atunci să faci politică externă. Ei spun în felul următor. Vom apăra Europa de la est la vest, de la nord la sud. Cu ce? Cu ce o să apere Europa de la est la vest și de la nord la sud? Pentru că singurii care știu că au armată și care chiar se pot descurca în fața unui inamic de la est sau de la sud, este alianța NATO, nu altcineva. Ori noi încă n-avem, deși sau câți ani au trecut de la prima, 5 ani cel puțin, de la prima declarație de acest gen că vom avea armata noastră europeană, că vom avea structurile noastre de forță unite, unificate,
că vom avea o unificare de standard pe fiscalitate. Abia astăzi au spus că, culmea, ca să nu cădem, bine că stăm jos, să nu cădem de pe scaun, vor un salariu minim unificat pe întreaga Europa. Hai mă, frate, da, asta mă, este da. Comunism. Adică cum, cum, dragă, adică PSD-ul când a făcut majorarea, n-a fost bine. Acum când venim noi stânga-dreapta să facem treaba asta, este foarte bine. Acea baie de mulțime de la mulțime, ai văzut câtă mulțime era în piața aia? Hai să zicem că din motive de securitate nu puteai să faci o baie de mulțime cum s-a făcut la Iași, da? Că nu se știe cine are dragoste prea mare față de Macron sau față de Merkel, știi? Și atunci nu era bine să lase chiar pe toată lumea în piață. Dar dacă te uitai un pic mai atent, exact cum ai scris acolo, cântecul de lebădă al PPE, dar mi se pare că e și cântecul de lebădă al socialiștilor europeni, pentru că la ora actuală, am înțeles că există foarte multe negocieri să se creeze un nou pol. Dar știi, sigur, nu ai înțeles. Salvini, cu Orban și cum okay, că dar există acum cu Polonia, cu Austria, noutatea, dar lipsește România. Nu, noutatea este că nu lipsește România. Mai mult, nu lipsește nici Franța, pentru că partidul lui Marine Le Pen, da. Așa, este în primul sondaj. Da, este primul sondaj și este în tratative cu un partid din România. Ea a declarat că are un partid din România cu care este în tratative. Păi, avem ALDE sau PSD? Cei doi mari absenți de la cele două întâlniri de la Sibiu, da? ALDE și PSD. Altceva păi dacă era, dragii mei, dacă era vreo întâlnire a socialiștilor, nu se făcea în România, că am avut-o pe asta APP, dar oricum la fel era și cei de acolo își cântă cântecul de lebădă. Trebuie să vă spun că vis-a-vis de disputa aia mega națională, mega locală dintre domnul Klaus Iohannis și doamna Dăncilă, care pe cine a chemat, asta s-a întâmplat întâmplarea vieții, adică trebuie să vă zic că la postul ăsta de televiziune, mii cum o fi el, că noi ne mai măsurăm așa în audiențe, creștem puțin, suntem penibili cu audiențele de acum, dar o să creștem. Creștem și se pare că avem tot mai mulți fani. La postul ăsta nu o să vedeți pupături în curfățișe și nici măcar 3 secunde, cum să spun, lipsă de obiectivitate, că nici n-am cum să fiu lipsit de obiectivitate cu Victor Lungu aici, despre care nu știm dacă e acoperit PSD sau PD-list. Dar până atunci să vă spun că doamna Dăncilă, după ce a zbierat cel puțin 4 sau 5 zile că n-a fost chemată de domnul Klaus Iohannis la summitul PPE de la Sibiu, în calitate de premier, astăzi ne-a dat decisiva. Și ne-a spus că, de fapt, ca la Radio Erevan, n-a vrut ea să se ducă. Ați înțeles, proștilor? Hai să vedem. A declinat. Premierul Viorica Dăncilă spune că a refuzat să meargă la summitul de la Sibiu, deși a fost invitată să se întâlnească în reuniuni bilaterale cu premierii din statele participante la întâlnire. Nu merg la summitul de la Sibiu, pentru că, așa cum știți, este prezent doar președintele. Am avut mai multe solicitări de la omologi de-ai mei din diferite state membre ale Uniunii Europene. Am declinat aceste reuniuni bilaterale în care să continuăm dialogul început în diferite state în care, membre în care am fost. Am avut invitație să discutăm despre declarația de la Varșovia, unde m-am întâlnit cu omologii mei din statele din Europa Centrală și de Est, și bineînțeles despre rezultatele președinției rotative deținute de către România. Premierul Dăncilă consideră că nu era oportun să aibă asemenea întâlniri bilaterale cu premierii în timpul summitului de la Sibiu. Viorica Dăncilă a precizat că a vorbit și cu liderii Partidului Socialist European, care s-au reunit în absența PSD tot la Sibiu, dar că a preferat să meargă în județele Alba și Cluj. Este o vizită de lucru, o vizită în care mă întâlnesc cu oameni implicați în proiectele europene, cu investiții, cu oameni care au făcut investiții pe bani guvernamentali și, bineînțeles, cu oameni din partid, pentru că suntem un guvern politic, sunt președinte executiv a unui partid. Premierul Viorica Dăncilă a criticat zilele trecute faptul că nu a fost invitată să participe la summitul șefilor de stat ai Uniunii Europene, care se desfășoară la Sibiu.
Și asta este o inconsecvență, credeți-mă, fraților, pentru că eu sunt bărbat, sunt cetățean al acestei țări și îmi respect premierul, orice părere avea altcineva, îmi respect și președintele, pot să și critic. Pot să critic și pe doamna Dăncilă pentru tot ce a spus astăzi. Bă, dar așa ceva nu mai faci, adică nu mai dregi busuiocul. După ce ai zbirat 4 zile că nu te cheamă președinte la Sibiu, nu poți să vii astăzi tu premier și să spui așa ceva. Da, mai departe de atâta, dragii mei, doamna Dăncilă nu trebuie să vină astăzi la Cluj, adică trebuie să vină. Trebuie să facă un premier toate vizitele astea, dar nu poți să vii tu premier și să fii primită și să fii dusă numai pentru niște amenințări, că niște oameni o să vină să te conteste, să fii dusă în alte locuri, să strigi agenda publică, agenda asumată, agenda presei și să schimbi traseele, că n-ai tu chef să fii huiduită. De fapt, astăzi sosind la Cluj, doamna premier Viorica Dăncilă a fost preluată ca organizare, așa se întâmplă, nu știți dumneavoastră cum, dar vă zicem noi, de șeful filialei locale PSD Cluj, domnul Horea Nasra, care este, aș putea să spun, un om necunoscut, ca să nu zic un nimeni, pentru că aș greși să spun că e un nimeni, este un om necunoscut în județul lui, nu știe nimeni ca deputat, ca șef PSD, și care a găsit de cuvință să o ducă pe... să ducă premierul țării mele într-un loc aproximativ, nu sordid, dar penibil al Clujului, într-un cartier oarecare. Uitați-vă aici unde se dă doamna premier jos, este cabinetul parlamentar al domnului Horea Nasra. Uitați cum o pupă. Este o, aici în stânga este o agenție Superbet, fraților. De ce te sfiești să spui? Nu, este o agenție este de pariuri, mă, deci nu se poate să-mi duci premierul. Este un fost magazin comunist. Și dedesubt, fraților, este o spălătorie. Uitați, casa pariurilor și lângă el Superbet. Uite, bine că urcăm frumos, mergem frumos și către urcă restaurant. Doamna spre locație de nuntă. Nu se poate așa ceva. Horea Nasra, băi, deci Horea Nasra este șeful PSD Cluj, este un incompetent, este opinia mea, să mă certe CNA cât vrea, nu se poate să duci premierul României într-o locație de genul ăsta, când tu în Clujul ăsta minunat ai atâtea opțiuni, dragii mei. Uitați, intră, zici că e la botez, bă. Zici că e la nunta din Crevedia, da? Ați văzut casa parilor Superbet, vă spun eu că sunt clujan, de dedesubt este o spălătorie. Mai vin taximetriștii, Liviu Alexa, Victor Lungu să-și spele Petrușcă vin acolo să-și spele mașina și Paul Frandaș. Nu se poate. Deci noi, nu se poate așa ceva să duci premierul României în Gheorgheni, la Mercur, la complexul cantină. Mercur, mă, la complexul Mercur, care este fosta alimentară de cartier. Deci ce se vede acolo până să fie spălătorie Superbet și altceva a fost fosta alimentară de cartier. În sala magică funcționa alimentara și acolo se dădeau rațiile pe vremea lui Ceaușescu. Puțin mai la dreapta era un fel de aprozar și în rest lotopronos și ce mai exista. Ca să nu vă mai spun, dragi tovară și prieteni, că dacă ar fi fost chestiile astea... Și poate i-a plăcut la doamna Veorica. Ce anume? Poate i-a plăcut, că era așa ca la nuntă. Doamna nu știe, adică un premier nu trebuie să știe ce te-a așteptat. Deci în Cluj sunt afaceri înfloritoare, companii de IT, de servicii, avem un centru minunat, avem o grămadă de... avem un bebe, avem o societate civilă incredibilă. Chiar dacă este contra doamnei de... Nu faci așa ceva. Nu duci premierul țării mele acolo în Gheorgheni la cantină. Deci Horea Nasra, demisia, jos, ar trebui să te dea Dragnea jos. De ce nu l-a dus de ce n-a dus-o la prefectură? Într-un cadru asumat. Dar nu știu, frate, deci, cum să înțeleg de prefectura... ce nu s-a la companiile Clujului? Păi de și la prefectură să-i fi organizat. De ce nu i-a făcut un program adevărat? Deci ce s-a întâmplat astăzi? S-a întâlnit și cu studenți, numai că s-a întâlnit într-un fiaf neadecvat. Care student? Zi-mi care? Horea Nasra, studentul? Sau studentul, cine? Deci nu, este jenant ce s-a întâmplat astăzi și mie mi se pare că la fața asta, cel puțin în oglindă, cu ce s-a întâmplat la Iași, este absolut jenant. Adică, ascultați, Clujul nu a fost niciodată un oraș de stânga. Poate va fi într-o zi. A fost un fief al dreptei, cu Emil Boc în frunte. Asta este. Dar acolo există o margine de 20%. De ce îi spui de dreapta? De ce îi spui că e oraș de dreapta? Adică Emil Boc este oraș de dreapta. Oraș de stânga, cu primar populist. Păi da? Nu, deci
Haide să lămurim o dată pentru totdeauna. Ce mi-i PSD, ce mi-i PNL, ce mi-i PDL, ce mi-i orice. Emil Boc dă deci subvenții sunt, la ca da, și sunt un din aceeași, deci când tu ai fost ca educație, ai fost oasecerist, tecist, ai fost nota 10 cu steluță la socialist științific. Așa e. Cum ai devenit tu dintr-o dată aplicat în economie de piață? Nu prea. Ai bun simț probabil și încerci să faci altceva. Dar te rog frumos, arată-mi un singur om din această dreaptă a noastră românească care are propria sa afacere, care nu este un sinecurist, care nu este un angajat la stat, care nu trăiește din stipendii. Te rog eu frumos. Ca niște socialiști, Emil Boc dă subvenții la pensionari să circule gratis. Ca socialiști, oamenii lui Emil Boc, scuzați-mă că să vorbesc românește, dau subvenții la gigacalorie. Pe ce discutăm aici? Bun, asta este. Apare altă... După dezvăluirile incredibile ale doamnei Firea, care spune că în zona mai intestinală a organismului a apărut o sârmă, o liță. O liță de 4 cm, despre care doamna, măcar dacă ne-ar fi lăsat cu dezvăluire în lumina întunericului, ne spune și că nu știe cum i-a ajuns acolo în colon, lucru care a generat o grămadă de glume, faioșenii, de care glume se face purta și inclusiv Victor Lungu, să nu credeți. Astăzi avem o nouă dezvăluire. Doamna deputat Doina Pană, fost ministru a apelor și pădurilor, susține că a fost otrăvită cu mercur. Interesant. Să vedem la ce se referă. Uite, mercurul nu-i mercurul. Doina Pană, fostul ministru al apelor și pădurilor, susține că și-a dat demisia din guvern în 2018 pentru că a fost otrăvită cu mercur de persoane care au legătură cu mafia lemnului. Totul pentru că ar fi luat măsuri împotriva tăierilor ilegale. Fostul ministru afirmă că a scăpat cu viață doar pentru că a depistat intoxicația la timp. Pe mine m-a salvat Dumnezeu pentru că am aflat cauza să mă pot trata. Altfel, muream de infart și toată lumea spunea că de stres. Pe la sfârșitul lui noiembrie 2017 am început să mă simt foarte rău. Am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima. Am urmat tratamente și cu toate astea mă simțeam tot mai rău. Pentru că epuizasem toate analizele specifice, am fost trimisă într-un final să fac și o analiză toxicologică. Și în 15 ianuarie 2018, din analiza pentru metale grele, a reieșit intoxicație cu mercur în concentrație mare, a declarat fostul ministru. Doina Pană mai susține că a depus recent o plângere la poliție. Ex-ministrul are și o explicație pentru faptul că a apelat la oamenii legii la mai bine de un an de la presupusa otrăvire. Nu am făcut plângerea cât încă eram ministru, pentru că, în caz că s-ar fi aflat, ar fi dăunat imaginii României. Vă dați seama, ministru în guvernul României otrăvit, e o anchetă în derulare și sper din suflet să îi prindă, mai susține fostul ministru. DIICOT a anunțat că a preluat plângerea depusă de Doina Pană și că investighează ipoteza otrăvirii cu mercur. Procurorii au deschis un dosar penal în REM pentru tentativă de omor și grup infracțional organizat. Dezvăluirile Doinei Pană vin la o zi după ce Gabriela Firea, primarul Capitalei, a declarat că bucata de sârmă scoasă de medici din colonul său ar fi rezultatul unei mâini criminale. Numai metale grele în interiorul PSD-șilor, eu nu vreau să zic nimic, că nu chiar nu vreau să-mi bajur de nimic. E clar că nu e ok dacă se dovedește că un ministru, fost ministru, a fost otrăvit cu mercur. Într-un fel, că nu pot să zic că o cred sau nu cred pe Doina Pană, dar cumva s-ar explica și retragerea intempestivă anul trecut din funcția de ministru, sub argumentul că nu se simte bine și care probleme de sănătate. Să sperăm că e bine și să sperăm că, dacă e adevărat, vor fi prinși cei care au făcut chestia asta. Încă vreau să mă refer, cum spune Popa, și iară vom reveni. Eu tot nu înțeleg cum a ajuns lița. Victore, poate ne ajuți tu. Nu pot să vă ajut, pentru că eu încă mai râd de glumele proaste pe care le-am făcut pe Facebook. Deci cum să... Da, nu e ok ce ai făcut. Adică păi știu că nu e ok, dacă e adevărat, adică nu, sigur e adevărat. Dacă era copilul lui Iron Man. Ce să fie? Copilul lui Iron Man. Nu e ok. Nu-ți dau voie să faci, nu pentru că e cenea, dar nu e ok. Adică totuși este o sârmă de 4 cm. Deci a zis că este vorba de o mână criminală. Acum explică-mi și crezi tu. Că era un cum wireless? Pot să vizualiz... Crezi cum... că era un wireless? Era... Cum pot vizualiza mână criminală și colon? Te rog frumos și liță. Deci explică-mi și mie cum pot eu ca om să vizualizez cele trei cuvinte într-o singură imagine. Nu pot. 4 cm? Poate că... Cât e 4 cm? Poate că la o colonoscopie
la o colonoscopie, poate că aparatul respectiv, da, s-a desprins ceva din el. Deci, habar n-am. Poate fi mâncat un somon care înghițise o oriță. N-are cum organismul, deci când înghiți tot felul de prostii ca și copil, tot le înghiți una cu ăsta, organismul se apără. Și de obicei încearcă să nu treacă toate prostiile alea prin două dens, să-ți ajungă crezi și în intestine. Crezi că e posibil ca doamna Firea, datorită diverselor schimbări climaterice, să fi produs lița în interiorul colonului? Întreb, adică chiar nu cunoaște. Dacă ea e o doamnă care conduce Bucureștiul Comună de Fier, de unde să știu ce? Posibil și asta. Vedeți, dragii mei, astăzi am avut o zi proastă. A treia informație, a treia știre consecutivă despre maternitatea Giulești. Asta îmi place mie la emisiunea asta, că avem și timp să ne gândim. Bine, în timp ce domnul Victor nu-și mai consultă telefonul mobil. Nu, avem timp să ne gândim la consecutivitatea, dacă mi-e permis să spun, acestor știri. Am avut că doi bebeluși sunt bolnavi de la maternitatea Giulești, am mai avut încă doi, astăzi mai avem niște bebeluși. Între timp, doamna Sorina Pintea Victore ține discursul la Iași, pesediste, se ceartă cu Iohannis. Dar reduce pachetul de bază al asigurărilor sociale și am înțeles din discuții avute în particular că treaba asta se face cu scopul precis de a se trece în particular. Excelent. Pachetele de servicii. Bun, ok, timp, dar dacă se externalizează serviciile pe care noi oricum le plătim din buzunarul nostru, da? Pentru că suntem obligați să plătim asigurări de sănătate din toate pozițiile. Deci și dacă cumva producem un dividend de 50 de bani pe care? Ceva, vine statul și zice că calculul de bază la cei 50 de bani este salariul minim pe economie, și îți trântește că pe aia 50 de bani trebuie să plătești asigurări de sănătate 368 de lei sau cât. Deci e foarte fain așa, știi, să tot dai bani la sănătate, dar între timp să te eu duci în spital și să te întorci să mort un text imediat după ce scap din emisiunea asta, să rog pe doamna Pinta, dacă nu este greu, dacă nu o deranjează prea tare. După ce a făcut atâtea de santuri pe la toate spitalele unde a găsit gândaci, dacă poate să ne ajute în viața asta mizeră pe care avem, să facă un control și la maternitatea din Giulești, așa, dacă are chef, adică nu e ca și cum ar fi în Honolulu. Hai dar să vedem să-l facă cu grijă controlul, că poate copilul din domnia sa ia un stafilococ. Nu, nu, doamne, ferește să nu ia, dar să-și facă meseria de ministru al sănătății. Să vedem știrea. Noi cazuri de bebeluși infectați cu stafilococ auriu la maternitatea Giulești, deși spitalul abia a fost dezinfectat. Este vorba despre doi copii care au fost transferați astăzi la unitatea sanitară Grigore Alexandrescu. Numărul contaminărilor cu bacteria periculoasă ajunge astfel la 5. Din fericire, toți micuții sunt în stare stabilă. Ministrul Sănătății a trimis inspectorii sanitari să verifice cum se respectă la maternitatea Giulești normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate actului medical. DSP a fost astăzi la maternitatea Giulești pentru a preleva probe, pentru a aduna documente, să vadă exact ce s-a întâmplat și dacă sursa acelui stafilococ este maternitatea Giulești, a declarat Sorina Pintea. Anul trecut, maternitatea Giulești a fost închisă timp de 3 săptămâni, după ce 45 de bebeluși s-au îmbolnăvit din cauza bacteriei descoperite inclusiv pe mâinile medicilor și asistentelor. Cadrele medicale și unitatea sanitară au primit atunci amenzi de 10.000 de lei. Cristi! Deci medicii aveau... Cristi! Nu e Cristi. Cristi e Boreanu. Da, el mai feream. Nu-l vedem. Că astăzi nu ne-a spus. A luat o mică condamnare. Știu că a luat, dar mă rog, pentru ultrajul la adresa organului, un an și 9 luni și niște 30 de zile de muncă în folosul comunității. E cam puțin. Mult prea puțin. E. Este mult prea puțin. Este deci interesant. La câți? Da. Pot să zic muci în freză. Ce să zici? Muci în freză. Pot să zici muci în freză. Deci, la câți vezi? Muci în freză are acest personaj? Trebuie să-ți fac o listă cu ce poți să zici și ce nu da, poți să zici. Da, o să-mi olipesc. O să zic, aici, ca să fie cenzura adevărată. Da. Deci, acest personaj, la câți muci în freză și câtă infatoare are, e prea puțin pentru ceea ce asta a făcut. Asta este o părere, dar haideți să vedem ce s-a întâmplat este... cu Cristi Boreanu. Nu numai dumneavoastră, ci și soția tânără și iubitoare care s-a bătut acolo. A fost puțin, prietena, s-a bătut, l-a susținut, scuzați-mă, în violență. A fost puțin condamnat pentru ghiolbănie. Că e așa aș numi asta, dacă mi-e permis, sigur, editorial am voie să zic o opinie. E ghiolbănie să faci ce a făcut Cristi Boreanu. Aplauze. Filmează filmează.
Fostul deputat Cristian Băureanu a fost condamnat definitiv la un an și 9 luni de închisoare cu suspendare și 90 de zile de muncă în folosul comunității. Totul pentru că în iunie, acum 2 ani, a lovit și a înjurat un polițist de la rutieră. Iubita lui Cristian Băureanu, Laura Dincă, a fost sancționată și ea de către magistrații Curții de Apel București cu amendă penală de 2000 de lei. Pe perioada condamnării, Cristian Băureanu trebuie să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta, să anunțe eventuala schimbare a locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă și să dea informații și documente care să permită controlul mijloacelor sale de existență. În plus, Băureanu trebuie să plătească 7.000 de lei cheltuieli de judecată. Pe 9 iunie 2017, Cristian Băureanu venea de la o petrecere când mașina sa a fost oprită de către polițiști. Băureanu, vizibil beat, a amenințat polițistul, i-a prins degetele mâinii în portiera autoturismului, i-a rupt cămașa și apoi l-a lovit cu genunchiul în zona inghinală. Polițistul a reacționat și l-a culcat la pământ cu un singur pumn pe fostul deputat. O să le propun colegilor mei să nu mai discutăm despre domnul Mazăr și să trecem la știrea aia cu candidatul, cu Sadomaso. Adică stați un pic, nu mă interesează ceea ce Bureanu, ce face Mazăr. Oricum o să dăm, ne interesează, știți. Știți de ce am dat știrea asta cu Bureanu? Numai ca să vedeți totuși că în țara asta încă mai există lege și că ea trebuie respectată. Încă mai există instituții, trebuie respectate. Este foarte important, sper din suflet, ca domnul Bureanu să nu se ducă la serviciul de promoțiune BAT, cum se zice în Andea, BAT. Adică să nu se apuce acolo să le dea cu fărașul în cap. Lasă că o să-i găsească cineva o sinecură, cum i-au găsit și lui Gurzău, deci nu e o problemă. Becali și lui cine? Deci la toată lumea care a trebuit să facă ceva, să producă ceva în beneficiul comunității, au găsit un birouaș în care să bea cafea în beneficiul societății. Deci, hai să fim serioși. Noi trebuie să ne obișnim cu faptul că am creat în 30 de ani aceeași nomenclatură pe care am avut-o înainte de 1989. Este și nomenclatura pârnăilor. Da. Este? Există. De ce să mințim când știm clar că există această nomenclatura pârnăilor? Nomenclatura capitalismului de cumetrie. Și sunt mai agresiv pentru că cel puțin ălora le era frică un pic de securitate, le era frică de... Aștia le frică de sponsor, probabil. Dacă, n-o să, dacă le taie subvenția sau se supără pe ei și îi trimite cu dosar la DNA sau la DICOT sau temir pe unde. Da? Noi ne-am extaziat că vom avea, nu, lupta anticorupție, cum se zicea, la țepe în piața universității. Da? Ne-am luat țepe în piața universității. Da, ei nu și-au luat nicio țeapă. Noi cât am vrut. Deci, când Academia Cațavencu în anii 90 inventa titulatura de guvidă și de bizon pentru marea masă a votantului, nu greșea absolut deloc. Îmi pare rău să o spun. Apropo de bizon, dragii mei, astăzi avem, suntem dăruiți de la Dumnezeu, astăzi avem 3 știri despre român cu care ne mândrim. Câteodată avem o știre, câteodată nu avem. Și mi-e greu să încep emisiunea când știu că nu avem știri cu român cu care ne mândrim. Astăzi avem 3. Prima știre vine de la Iași, unde un candidat care se candidează, da? Independent. Ce s-a gândit el? Ce s-a gândit el? Ia să-mi fac eu, domnule, un videoclip electoral, așa, care să iasă un pic, nu mult, din norme. Și-a făcut un videoclip, așa, cu puțină chestii sadomaso. Bătăițe alea. Cu spanchi? Sau în primăria Iași, adică nu oriunde. În interiorul clădirii primăriei. A ieșit ceva superb, adică pentru asta aș da un premiu. Trebuie să facem de-a lungul anului, sper să nu uit, că încă nu sunt Victor Lungu, ca să am 80 de ani, să nu uit să facem un top al știrilor românilor cu care ne mântim. Dar trebuie să dăm premii. Da, dacă mai ești în viață. Linguri, haideți să vedem știrea. Scene sadomasochiste filmate chiar în primăria Iași apar într-un clip electoral al unui candidat la alegerile europarlamentare din 26 mai. Este vorba despre un material video publicat pe pagina de Facebook a lui George Simion, candidat independent la scrutinul european. Cred că trebuie niște cătuși adevărate acolo.
Ziarul de Iași scrie că unele scene au fost filmate în biroul Secretariatului Tehnic al Consiliului Local și în sala 23, ambele aflate la etajul 1 al clădirii municipalității. Cele două săli se află vis-a-vis de birourile celor doi viceprimari ai Iașului, nu departe de biroul primarului Mihai Chirica, principalul susținător al lui George Simion. M-am uitat și eu pe videoclip. Începe cu Parlamentul României și cu George Simion, care vrea să spună că aveți grijă cum votați partide, votați oamenii, nu partide. Uite ce se întâmplă după 4 ani. Iar acolo sunt niște uși, niște holuri, nu are niciun înscris cu primăria sau cu altceva. E bine, ca promovare e foarte bine, asta îi spuneam și lui George Simion, iar mesajul este foarte pozitiv, a declarat edilul municipiului Iași. Hai că nici nu așa de grav, adică, bă, George Simion ăsta mie îmi place, de, pe cuvântul meu are agenda de un an de zile, este peste tot, este candidat independent și spune unionist. Mie îmi plac oamenii care au timp și bani să frece, că ăsta e o frecată, ăsta e o frecare, dar să frece, bă, să faci videoclip, să, nu știu, să te plimbi prin țară, să are și fani, domnul George Simion, are foarte mulți fani. Nu toată atât lumea. De mulți încât să-l facă europarlamentar. Da? Deci nu există om să nu înceapă să facă câte o ieșire de genul ăsta și să nu-și găsească fanii. Păi, bă, ce? Da. Bă, deci ăsta e unionistul, domnul George Simion, simpatic. Care e diferența dintre el și Pomohaș, de exemplu? Sau dintre el și Lucan, sau dintre el și Emil Boc? Numai dimensiunea fanilor, crede-mă, sau numărul, sau ceata, cât e de mare ceata din spatele lor. În rest, însă aceeași apă și pământ. Nu stăm, mergem să vedem, pentru că noi în Alexandria astăzi avem o veste mare, în afară de faptul că a înviat Iisus, un tip care este șef la înmatriculări, la polit, la înmatriculări, bă frate, da? Tocmai a fost prins cu plăcuțe ilegale. Trebuie să vedem știrea asta și pe aia stați liniștiți că vă arăt una mai tare, care se lasă cu bătăi. În ce sens o să vedeți? Fă ce zice polițistul, nu ce face polițistul. Șeful serviciului de permise și înmatriculări din Telorman a circulat luni de zile cu plăcuțele mașinii neconforme. I-a mers cât i-a mers, dar astăzi a fost amendat cu peste 400 de lei. Dan Eibă s-a ales și cu un avertisment pentru că nu avea asupra sa actele mașinii. În timp ce își conducea BMW-ul, șeful serviciului de permise și înmatriculări a fost oprit de un polițist pe o stradă din Alexandria. Când agentul i-a ridicat plăcuțele de înmatriculare, Dan Eibă s-a luat la harță cu omul legii. Eu nu pun mâna pe dumneavoastră. În primul rând, vă rog eu pe dumneavoastră să spuneți cum justificați că sunt neconforme cu standardul. O să vă rog pe dumneavoastră să justificați cum de sunteți singur pe echipaj, cum de v-ați luat după mine și pe ce motiv. În final, șeful serviciului de permise și înmatriculări a rămas cu mașina în drum pentru că polițistul nu s-a lăsat intimidat și a ridicat plăcuțele. Până acum, Dan Eibă nu a contestat amenda. Știu să replic accentul. Deci, frate, după ce că te-am prins, că ai plăcuțe ilegale, tot tu ești șmecher și îmi zici de ce sunt singur pe echipaj. Băi, asta este de poezie, dragostea pământului. Dar e bine să cunoști legea, vezi? A? Trebuie cât să cunoști legea ca pe tine sus. Jumate ilegale, puțin nu, ilegale, 30% ilegale. Există, crezi că există ilegal, mai ilegal, mai puțin ilegal? Există ilegal și atât. Da, adică ce? Nu dar trebuie bun, să... Acum, noi despre ce discutăm? Despre niște oameni care s-au obișnuit că legea este sluga lor. Nu ei sunt în slujba legii, ci legea este în slujba lor. Pe gândește-te, acum 3 zile i-au prins pe aia 2 șefi de poliție beți morți la volan, da? Puțin morți, nu erau foarte morți. Peți numai. În destul, da. Acum un an era cap de afiș acel băiat de la poliție care de 25 de ani conducea mașina poliției de serviciu și n-avea carnet de conducere. Și nimeni, 25 de ani, nimeni nu s-a ostenit să-l întrebe, domnule, dar tu când conduci mașina asta de serviciu, o conduci legal sau ilegal? Dar câți alții nu-i avem? Nu știu dacă România e țara proștilor, dar cu siguranță e țara întâmplărilor senzaționale. Avem posibilități. De exemplu, deci e țara tuturor posibilităților în ceea ce privește organismele acestea. Întrebarea dacă e țara tuturor proștilor. Eu cred că nu este. E o țară minunată. Nu, e o țară faină. La Arad, un tip s-a gândit să-și bontănească iubita. No? Așa s-a gândit el, deșteptul pământului. S-o bată, nu? Problema este că, din nefericire, în ceea ce îl privește, datorită gravitației, zilelor proaste și acidului uric din aer, a luat un cap în gură. Senzațională știrea. O vreau și pe asta, hai să o vedem.
Un bărbat din Arad a fost bătut de iubita lui după ce a încercat să o sugrume. Individul s-a ales cu arcada spartă. Totul a pornit de la o ceartă violentă care s-a terminat cu o luptă corp la corp. La un moment dat, bărbatul și-a pus mâinile în jurul gâtului iubitei sale și a început să o strângă, moment în care ea l-a lovit cu capul în față. După altercație, vecinii celor doi l-au surprins pe individ în fața blocului cu un prosop la ochi. Oamenii au sunat la 112, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi și unul de ambulanță. Jandarmii au ajuns de urgență la adresa indicată și au aplanat conflictul. Bărbatul a fost transportat la unitatea primiri urgențe Arad, deoarece prezenta urme de violență la nivelul fesei. Femeia a depus o plângere pentru loviri și alte violențe, drept pentru care, pe numele bărbatului, au fost întocmite acte de sesizare necesare organului de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor. În ultimele luni, zeci de arădeni au primit ordine de restricție după ce au fost violenți în familie. Acesta este însă primul caz în care femeia s-a răzbunat pe bărbat. Domnul polițist, nu e normal, vă rog frumos să o amendați, adică eu chiar am încercat să o bat, să-i spar capul, am încercat să o lovesc, chiar să o bontănesc și m-a lovit în față, domnul polițist, nu e ok, adică chiar am ajuns așa, e bine sfârșitul lumii mea cu capul în gură. Nici vasluiul nu mai este ce este. Băi, ce... Nu, ne-a scăpat ieri o știre, lumii, o știre mondială. În Vaslui, tot așa a încercat un bărbat să-și bată nevasta și l-a căpăcit aia de... I-a sunat apa în cap, că era plin Facebook-ul ieri de comentarii, bă, ne-au făcut de râs pe noi ăștia din Vaslui, deci nu mai poți ridica un topor la un om din cauza... Să nu ducem nici în glumă. Băi, de... Oricum, ai văzut zilei... poza aceea, cea frumoasă, în care el cu prosopul la ochi stătea sub un panou mare, cabinet psihologic. Genială. Vestea ascunsă a zilei vine din tenebrele internetului, de la un site pe care nu-l citește nimeni, se numește site-ul Europa Liberă, a radioului care nu mai există, dar nu se știe de ce a intrat în România, dar contează să ne uităm la știre. Se pare că domnul Traian Băsescu spune, Europa Liberă ar fi fost trimis în judecată de CNSAS pentru colaborare cu securitatea. Acum, indirect trebuie să vă spun că titlul este cam fals. Pentru Radio Europa Liberă mă așteptam la mai mult rigoare jurnalistică. Nu, CNSAS nu poate să trimită în judecată un om de genul lui Traian Băsescu. Pe nimeni nu poate să trimită. Poate să facă o plângere. Dar poate să facă și indirect să genereze asta. Hai să vedem, spune, potrivit informațiilor Europa Liberă, dosarul de rețea conține doar coperțile pe microfilm, iar notele informative, două la număr, până în acest moment, au fost descoperite în dosarele altor persoane care aveau dosare de urmărire informativă. Celebrele duiuri. Dosarul de rețea este practic gol, deci nu conține un angajament cu securitatea, dar pe copertă apare numărul dosarului, numele real și numele conspirativ, afirmă sursele. Și se referă la Băsescu, dragii mei, da? Noi aveam informații de ieri încă, deși nu ne credeți, trebuie să ne credeți pe cuvânt de onoare, că se va întâmpla așa ceva, că va fi, că există un microfilm, mai multe microfilme despre Băsescu și că vor fi lansate. Personal, așa cum văd că s-a lansat acest scandal, îmi face impresia că cineva încearcă să-l înăbușească, după cum îmi face impresia că cei care generează acest scandal vor să-l omoare pe Traian Băsescu politic, adică să-l facă să se retragă din lupta sa, pentru că știți cum e cu matelotul ăsta? Matelotul ăsta... Le fură un loc, s-ar putea să le ia un loc, nu chiar crezi? Două s-ar putea să le ia. Unu, două. Da, le strică niște ploi. Prima parte a afirmației tale, să o luăm. Cea care acest site încearcă de fapt o spălare. Ce mi-a sărit în auz, ca să spun așa, și în ochi când am citit citirea, este similitudinea informației cu cele vehiculate încă de acum 90 ani și pe aia tot reluate la ani. Acele coperți care sunt goale și cu ce scrie pe coperțe, tăcâie, tăcâie. Deci despre treburile acestea se știa. Ce nu se știa este de alea alte microfilme de care nu zice nimic. Iartă-mă, te rog. Nu mă interesează, Traian Băsescu. Deci, ești securist, dai coperți. Păi. Îți spun că ești securist, dar n-am dovezi. Păi asta este. Am dosar de rețea, dar am informări din alte dosare. Din ce vor ei să facă? Zici este tu că vor să-l... securist sau nu? Poate este, poate nu este. Bă, dacă este, ești hai procuror, să vedem. Ești procuror sau judecător? Sunt procuror sau judecător? Nu, stai. Deci să... Exact despre asta vorbesc. Da, oamenii deci, aceia... Avem dovezi că matelotul, președintele Traian Băsescu, este... Păi, avem ce doar... coperți? Avem, cum să zice, suspiciuni rezonabile.
Care? Da, coperțile? Da. Nu, serios, nu la apăr, nu pe bune, interesează... deci suspiciuni rezonabile, așa se cheamă în orice... Ai văzut suspiciuni rezonabile oameni care au fost, care au fost ai... arestați de către DNA sau de către DICOT pe baza unor suspiciuni rezonabile. Definește tu altfel suspiciunile rezonabile. Din moment ce pentru anumite dosare au fost suficiente pentru a se crea dosare, uite, CNSAS, ca orice instituție sau ca orice cetățean al României, poate să trimită o plângere penală la parchet, prin care să spună avem aceste dovezi, vă rugăm să verificăm, facem denunț penal, cetățeanul Traian Băsescu a mințit când a dat declarație pe proprie răspundere că nu a colaborat cu securitatea, ceea ce înseamnă faptă penală, conform legii. Deci, și atunci un parchet va trebui să preia acest dosar și să-l cerceteze. Până îl cercetează, Traian Băsescu oricum le ia și mandatul. Și își găsește o imunitate, nu? Da, imunitatea de Parlament European nu e așa de solidă. Haide nu pe e așa bună. De solidă. Haide pe bună. Dar oricum are imunitatea lui, deci, cum să spun, omul ăsta pus la colț reacționează și reacționează absolut admirabil întotdeauna. Știi că ești băsist. Da, sunt și am fost și recunosc treaba asta, dar pe mine băsist. mă șochează nu. Aceste informații. Trebuie să-mi explici. Nu, asta te întreb. Eu sunt ziarist și eu pot să-mi dau cu părerea, dar acum fii moderator, te întreb. De ce niște coperți? Că nu, chiar nu mă interesează Traian Băsescu. De ce îți niște spun de coperți? Ce niște coperți? Pentru că acele coperți conțineau arată, ceva. Arată, da, se constituie ca ce suspiciune rezonabile. Ascultă-mă, din moment ce există un nume de cod atribuit, îmi pare foarte rău. Numele ceva de nu cod atribuit găsit de CNSAS, iartă-mă, este un nume prezumat într-un articol. Numai atâta vreau să spun. Atâta. Apare într-un articol, da? Probabil că avem nevoie să ne arate în instanță despre ce nume de cod este și cum s-a ajuns la atribuirea lui pentru Traian Băsescu. Din propria experiență până la capăt, știu. Și trebuie după aceea, dacă ar fi un nume de cod pentru cetățeanul Băsescu Traian, să-mi spui în ce a constat colaborarea, securizarea, securismele lui. Băi, dar nu... Deci de aia încep un război care s-ar putea să nu existe, să nu aibă finalitate. Dar acum hai să-ți explic. Eu am văzut, de exemplu, în anii 90, am văzut suficiente caiete din acestea ale securistului. Pe toată lumea zicea să ni se dea listele cu informatori. Nu existau liste cu informatori. Fiecare ofițer avea un caiet, o agendă cu 100-150 de file, toate ștampilate, semnată fiecare filă, inclusiv pe cotor, ca să nu cumva să lipsească vreuna. Pe prima pagină frumos erau scris Radu Ionel Vasilică Traienel Tastaman și cu o cifră. Cifra te trimitea la o pagină în interior unde care erau nume, prenume, adresă, când a fost racolat, de ce a fost recălat, ce anume este. Astea sunt... Deci nu știu ce au găsit băieții ăia de la CNSAS. Da, atunci dacă n-au așa ceva... Și dacă ceva, au găsit băieții din CNSAS așa ceva, te întreb. Uite, mai prost așa, mai copil, mai... De ce în 2019? Păi acum li frică că le ia... Deci un înseamnă pic, că... Da. Ai, Victor, se uită la noi oameni, am spune... De ce înseamnă că sunt niște oameni care au o agendă, altă agendă, aia... Sunt niște oameni care încă nu l-au uitat pe Traian Băsescu, cât i-a chinuit... Traian Băsescu nu era la fel de securist dacă ar fi fost. Da, fac recitarea pentru CNA. Nu era la fel de securist și în 2015? A fost și în acuzat 2018. De securist și în 2007 și în 2008. În fiecare an și de fiecare dată a scăpat. În judecată, încă nu-i trimis în judecată. Campanie electorală. Aici este o mare, mi se pare cea foarte stupidă titlu. CNSAS nu trimite în judecată, că nu e instanță. Așa se spune. Așa, noi am citat, acum nu este stupid titlul, sau este stupid dacă l-am pus eu, dar eu am citat din știrea... Nu, am citat din știrea, că am văzut Radio și o știrea, Europa, da. Adică, deci, nu, cred că Consiliul așa Național de Studiere a Arhivelor Securității nu trimite pe nimeni în judecată, că nu este instanță, nu este procuratură, nu este... Deci nici măcar poliția nu te mai poate trimite în judecată la ora actuală, da? Pentru că nu, deci un organ de anchetă penală este cel sau te poate trimite în judecată. Punct. Ce tot discutăm aici? Înseamnă că trebuie să existe un denunț, denunțul ăla trebuie să se bazeze pe ceva și cineva, dacă s-a ajuns la judecată, cineva înseamnă că a documentat ceea ce era în respectivul denunț, a pus probele cap la cap și spune, da, sunt suficiente probe că cetățeanul Traian Băsescu ar fi mințit
când a semnat declarația pe proprie răspundere că nu a colaborat cu securitatea. Aia este faptă penală, punct. De aici încolo, un judecător, doi judecători, trei, cinci, câte complete vor fi legale când se va termina acest proces în 1800, toamna, 2017, apare extraterestri. După secolul nostru, da? Atunci o să aflăm dacă e adevărat sau nu este adevărat. Dar eu zic că este o zbatere inutilă de campanie electorală. Asta a fost emisiunea în această seară, dragii mei. Ne revedem mâine. Chiar că e vineri, o să avem sigur niște subiecte ale zilei de discutat.